Iată-ne la. Începem cu capitolele tehnice. Capitolul 8 este leasingul și creditul imobiliar. Am venit să-ți spun clar diferența dintre cele două tipologii de credite. Faptul că îți spun diferența dintre ele poate să gândești singur care credit îl dorești mai târziu în viața ta de adult. De aia și spun, cartea asta este pentru persoane tinere înainte să ajungă la vot și înainte de a avea dreptul să intre total în viața financiară, pentru a înțelege exact capcanele unui credit. Și tot aici îți explic și ce întrebări să-ți pui în momentul în care ce întrebări să-ți adresezi în momentul în care accesezi un credit și tipologia lui de credit. Chiar aici vorbesc și de alte posibilități financiare care le ai tu ca și tânăr european. Și la sfârșit de tot am îndemnuri clare ce să nu faci pentru binele tău. Ați fi și surprins să aflați câte persoane adulte accesează credite pentru persoane terțe, pentru mătușă, unchi și așa mai departe. Instituția bancară nu o interesează cine a cheltuit banii respectivi. Dacă tu te-ai dus și ți-ai pus semnătura pe actul respectiv, înseamnă că tu răspunzi de plata integrală a ratelor. De aceea sunt anumite capcane pe care nimeni, nicio instituție financiară nu vine și ți le explică, pentru că, bineînțeles că toată lumea știe. În concepția mea și în experiența mea de 18 ani în domeniul financiar, mi-am dat seama că multe lucruri nu sunt, bineînțeles, știute de cine stă de partea cealaltă de a biroului. Aici poți afla capcanele, poți afla cum să faci să nu plătești mai mult de 40% din salariu. De ce zic 40%? Îmi fac o mică reclamă. O să am un proiect continuu care se cheamă Restructurare cheltuieli. Acolo îți voi explica cum am ajuns la suma de 40%. Este un pas foarte important. Dacă plătești rate pentru apartament sau pentru orice altceva mai mult de 40% din venitul tău lunar, este un dezechilibru. Cine plătește mai mult poate să-mi zică grijile și așa mai departe. Cum poți să faci, dacă în momentul de față plătești și lucrul ăsta, cum poți să faci concret, vin și îți explic în acest curs online, Restructurarea cheltuielilor. Mai multe informații găsești pe pagina Micul Economist. Va fi un program început lunar sau cel târziu trimestrial. Și acolo vorbim date concrete, cum să faci să economisești chiar dacă ai credite.